Lăsați-mi voie să citesc că ați scris pentru introducerea la Olga Greceanu, specificul național în pictură. Ați scris un text din care aș vrea să citez câteva fragmente. Spuneți așa, demarcația dintre cele două drumuri aparent divergente, de care vorbiți imediat, o să apară care, nu era atât de tranșantă. E vorba de tradiționaliștii și moderniștii din perioada interbelică. Artiștii români erau la curent cu toate experiențele novatoare din apus și asimilarea lor apare evidentă în toate operele lor. În contact cu cele mai admirate lucrări ale artei moderne, românii și-au dat seama însă cu uimire că aveau la ei acasă, în mediul familiar, în vechile fresce din biserici sau în casele bunicilor, exemple de imagini simbolice de aceeași forță, că stăpâneau un mod de exprimare coerent, păstrat de secole pe toată întinderea țării, asimilat firesc odată cu limba maternă. Și anume, spuneți așa, pictura apuseană trecea prin criza cea mai gravă din istoria ei, la începutul secolului al XX-lea, declanșată de apariția tehnicilor de reproducere, a fotografiei color și cinematografului, care au lipsit-o de una dintre funcțiile ei principale de până atunci, care fusese cel mai bine instituționalizată în instituțiile de producere și reproducere a artelor plastice, și anume înregistrarea imaginilor realității așa cum sunt ele. Oglindirea. Or, spuneți în acest text dumneavoastră, artiștii occidentali au căutat față de această brusca trecere în inactualitatea unei funcții importante a artei lor, au căutat alte modele de artă și le-au găsit în extremul Orient sau le-au găsit în Africa. Lucrurile s-au întâmplat așa, odată ce în pictură portretul fusese înlocuit foarte bine de niște fotografii foarte artistic compuse. Nadar, de pildă, a lăsat o galerie de fotografii care sunt la nivelul unor picturi și fără îndoială. Engels se folosea de fotografii ca să-și facă lucrări. Prin urmare, odată ce pictura a rămas fără această funcție, nu, de a oglindi, și chiar și fără ceea ce au exploatat romanticii, adică sugerarea mișcării, pe care cinematograful o preluase. Nu? Și o făcea mult mai bine. Și atunci, de-abia atunci, artiștii, și acest atunci începe căutarea, practic, începe de pe vremea impresioniștilor. În a doua jumătate a secolului al XIX. Să nu uităm că impresioniștii și-au făcut prima expoziție în atelierul lui Nadar. Da. Îl cumpărase, dar încă nu se mutase în el. Și atunci l-a putut pune la dispoziția prietenilor lui. Și de atunci au început artiștii să se întrebe, în definitiv, arta noastră, prin ce se exprimă, prin ce impresionează pe privitori. Și au ajuns cu o logică simplistă, nu? La ideea că e culoarea care vorbește nu numai senzațiilor, însă care undeva creează niște reacții subconștiente foarte importante. Nu? Acum se fac diverse studii ce culoare face o baie. Dacă o faci verde-albastră, o să-ți fie frig. Dacă o faci roșie, poate să te încingă sau poate să te enerveze. Și așa mai departe. De asemenea, linia. Linia se citește, eu spun că mult mai sincer și mai direct decât scrierea. Și dacă vorbirea poate să mintă, o imagine nu poate să mintă. Dacă o citești cu foarte multă insistență, poți să scoți de acolo tot ce a vrut și tot ce n-a vrut, dar n-a putut să ascundă artistul. Adică o confesiune voită, dorită, dar și implicită, găsești în orice imagine desenată sau pictată. Și, sigur, au început să exploreze acest domeniu cu o pasiune, nu dacă pe noi ne entuziasmează astăzi, dar gândiți-vă, nițel, chiar oamenii aceia care trăiau această aventură. Noi facem o artă nouă, o artă în care linia, în care pata de culoare
pot spune niște lucruri la care până acum nu ne-am gândit. Și era și un sentiment că revin la rosturile adevărate ale picturii. Sigur că da, pentru că e foarte interesant. Un critic de artă care, de fapt, ca formație primă era medic, Cristian Zervos, la un moment dat compară un tablou, cred că de Mondrian, cu Vermeer și spune... Vermeer are compoziții, cum este de pildă artistul în atelierul lui, care e privit de la spate, are o perdea în prim plan, e un tablou cunoscut. Și spune Vermeer, de fapt, ne impresionează în primul rând prin claritatea planurilor, care alcătuiesc niște forme geometrice regulate. Se înscriu decorul în dreptunghiuri, iar personajele în cercuri. Și ceea ce pe noi ne impresionează este tocmai această țesătură subterană a tabloului, pe care Mondrian o pune în evidență și renunță la detaliile descriptive. Dar este foarte amuzantă comparația, pentru că el spune, este ca și cum ai avea de-a face cu medicamentele care se dau pentru bolile de inimă. Înainte se dădea digitala din frunza plantei pisată și făcută praf și care conținea tot felul de alte substanțe pe lângă cea activă, da. Pe când acum se face sintetic și vin o picăturică și efectul tot ăla. Nu-i interesant? Da. Adică, cum să spun, lucrurile ar sta cam așa. Toate aceste detalii luate din realitate nu ar fi decât un balast și o introducere sau o inițiere artistică îl face pe privitor să vadă dincolo de aceste amănunte fotografice ceea ce de fapt a vrut să spună artistul, dar care poate să fie volat de efectul direct de contact cu realitatea.